de tine îmbătrânești și mie este teamă. Mi-e teamă, mama mea, că vei pleca la Dumnezeu. Rămâne copilul tău fără un sprijin la greu. De această dată ne aflăm în Podul Iloaie cu o surpriză frumoasă pentru doamna Maricica, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea și cu tot respectul din partea copilașilor, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm cu toții un la mulți ani. Între timp, dumneavoastră, să ne scrieți din ce colț al lumii sau a țării ne urmăriți, să dați un like, să distribuiți acest video. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Căutăm o doamnă sărbătorită, pe doamna Maricica. Da, mulțumesc, să rămână. Am să vin aici lângă dumneavoastră. Da. Doamna Maricica, noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag, dumneavoastră. Da, și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră din partea cuiva. De la copiii mei. Așa credeți dumneavoastră? Da, așa cred. Ei să fie oare? Mă ajuți un piculeț? Așa, îl ții bine, da? Ca să încep cu cadourile, pentru că avem o mulțime de cadouri pentru dumneavoastră. Avem aceasta cu la mulți ani mama. Buchetelul de trandafiri. Dar cel mai important am ascuns aici sub braț. Ia să vedem împreună. Mulțumesc, să rămân. Este tablou cu toți cei dragi ai dumneavoastră. Că știți copiii mei și le iubesc. Să le dea Dumnezeu sănătate la copiii mei și la genii mei. Așa. Și la toți. Îl pun aici și îl țineți dumneavoastră. Să știți, copiii și-au dorit să înrămeze aceste amintiri. Da. Și când e dorul mai mare, să-l puteți privi și să vă aline un pic din dorul ce l-aveți pentru dumnealor. Înainte de a afla ce au astăzi să vă transmit, noi o să vă cântăm cu toți un la mulți ani. După care aflăm împreună din partea cui vine această surpriză, dar cel mai important ce au astăzi să vă transmită. Pentru că cu toții și-au dorit astăzi să vă sărbătorească în cel mai frumos mod posibil. Da, și să vă transmită din dragostea ce vă poartă. Da, mulțumesc, să rămână. Toată lumea pregătită să cântăm mulți ani? Da. Fata mea și la copiii mei, la câți copiii mei și la genii mei și la nepoții mei, să fie Dumnezeu sănătate și puterii la fata. Că atâtea copii am și eu în viața. Și le mulțumesc că mi-au făcut o surpriză foarte frumoasă, că am venit și eu astăzi acasă. Le dea Dumnezeu sănătate și puterii. Să știți că acum a venit ce este mai important. Avem aici câteva rânduri venite cu toată dragostea și cu tot respectul pentru dumneavoastră, care spune așa: mama este cel mai de preț suflet pe care îl are un om alături de el. Ești persoana care ne-a dat viață, ne-a îngrijit și care ne iubește și ajută necondiționat. De asta vrem să-ți mulțumim, mamă, pentru sfaturile tale valoroase, pentru că întotdeauna ești gata să ne asculți și să ne înțelegi. Ochii tăi să strălucească întotdeauna de fericire, visele și dorințele tale să se adeverească și să te facă fericită. Din toată inima îți doresc sănătate, liniște și milioane de motive pentru zâmbete.
Să fii cea mai bună mamă la copii e foarte greu, dar tu, mămică, ai învins greul și ți-ai îndeplinit datoria de mamă. Acum că suntem mari, realizăm nopțile nedormite, stresul, răbdarea pe care le aveai pentru noi, copiii tăi. De aceea niciodată nu vom fi în stare să te răsplătim pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Îți vom rămâne întotdeauna recunoscători pentru bunătatea ta, pentru răbdarea ta, pentru afecțiunea ta și dragostea ta de mamă. Te iubim cu toții, la mulți ani! Fiica Mihaela, din partea ginerului Nelu și a nepoților. Mulțumesc, mâna să le dai Dumnezeu sănătate și putere să le dai, că le iubesc din tot sufletul cu copiii. Noi tare sperăm că lacrimile sunt de bucurie, că aveți copii care vă iubești și vă respectați de mult. Mulțumesc să le dai Dumnezeu sănătate, că am venit cu o bucurie acasă liber. Iar acum, noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie, venită cu toată dragostea din partea copilașilor dumneavoastră, care doresc să o ascultăm împreună. Și la ginele meu să le dai Dumnezeu sănătate și putere. Să fiți sănătoase dumneavoastră, să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră. Mulțumesc, să rămână.
O zi cât mai frumoasă vă dorim și cu Doamne ajută să fiți cât mai mult aproape aici de Dumnezeu. Da, mulțumesc, rămâna și să-L dei Dumnezeu sănătate și puterii câți copiii.